Turiștii cazați la hotelul Laguna din Mamaia au tras o mare sperietură în noaptea de miercuri spre joi. Un incendiu a izbucnit la terasa unității unde erau cazați. Flăcările s-au extins cu repeziciune la restaurantul hotelului. 30 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din hotel. Ars în totalitate o magazie de depozitare. Bucătăria a fost degradată de fum. S-a mai degradat peretele exterior al hotelului și lateralul unei autoutilitare. 3 persoane au fost asistate medical la fața locului fără a fi transportate la spital. În momentul de față, colegii lucrează pentru înlăturarea tuturor focarelor. Cauza incendiului este în curs de cercetare. Un incendiu violent a avut loc la mijlocul lunii august la fostul club Bambu din Mamaia. Localul a fost făcut scrum.